Este întrebat domnul Tod, așa cum Da. spuneam, mai spun o dată pentru cei care au deschis televizoarele mai târziu cu, deci am început în 96 cu 28 de ani. Nu mai râdeți. E vorba de istoricul și antropologul Emanuel Tod, care diagnostichează acum căderea Occidentului în cartea sa Căderea finală, apărută în 1976. Autorul, Emanuel Tod, a prezis corect prăbușirea Uniunii Sovietice și chiar prăbușirea comunismului, că era vorba de comunism în Europa de Est. Și ca să continuăm dialogul absolut extraordinar, e întrebat domnul Tod, legat și declinul Occidentului de dispariția religiei, în special protestantismul, și datați această dispariție de legile privind căsătoriile între în gay. Același sex, da. Doamne, mi se pare o afirmație destul de tranșantă și dură. La nivelul păi istoriei... catolicismul creator. Nu, dar la nivelul istoriei să vorbești că totuși acest declin al Occidentului pleacă de la căsătoriile gay e o declarație foarte asumată și foarte puternică. Și zice așa... Nu susține că e de la căsătoriile grei, ci momentul căderii este în paralel, se suprapune acestui moment. Sunt doar un sociolog al religiei prea fericit sau un indicator precis, zice el totuși, care să situeze în timp trecerea religiei de la starea zombie la starea zero. În cărțile mele anterioare am introdus conceptul de stare de religie zombie, a fost zeci de ani. Credința a dispărut, dar moravurile... S-au menținut, da. Valorile și capacitățile de acțiune colective moștenite din religie rămân. Adesea traduse în limbaj ideologic, național, social sau comunist. Dar religia ajunge la începutul mileniului al treilea, la o stare zero. Concept nou pe care o înțelegi prin trei indicatori. Cad mereu indicatori statistici pentru a evalua fenomenele morale, cât și cele sociale. Și zice așa, în starea de zombie, oamenii nu mai merg la liturghie. Dar totuși își botează copiii. Dispariția botezului este evidentă astăzi. Stadiul zero a fost atins. În stadiul de zombie îngropăm morții. Bine, pe vremea lui Arafat nu prea am reușit să ne îngropăm, că era stadiul zero, era sub pământ. Era, SRL, apropo de toate cretinătățile și îngrădirea drepturilor și libertății de a-ți duce... Nu, și încălcarea, încălcarea oricărui drept... Morții la groapă, da, exact, încălcarea dreptului uman de a-ți plânge morții. Am făcut o paranteză grea. Arafatul nostru cel de toate zilele, pentru că e ca păcatul cel de toate. Nu mai spuneți, de toate zilele, pentru că este pâinea noastră cea de toate. Nu, Arafatul a fost păcatul nostru cel de toate zilele. Greșeala societății românești că a acceptat în anii 90 acești mediocri, în numele unei toleranțe culturale, religioase și economice, a acceptat acest tip de mediocritate de tipul Arafatul nostru cel de toate zilele. Pâinea cea de toate zilele este o noțiune mediocră dacă nu o înțelegi. Pâinea noastră cea de toate zilele nu este grâul de pe câmp care se transformă în făină și îl face mama pâine, ci este Iisus, este, atenție! Eu când vorbesc de Arafatul nostru cel de toate zilele, mă refer la această mediocritate pe care poporul român în anii 90 a acceptat-o în numele unei toleranțe religioase, culturale, economice, tot ce vrei dumneata, și ne-am trezit cu acest Arafat și mai ca el sunt zeci de mii în structurile de conducere ale României. Avem unul la Cotroceni, Dumnezeule Mare, care în această băltoacă nenorocită a mediocrității a stării zombie, englezul spune zombie pentru că este cel mai apropiat de imagologia occidentală. Noi avem cuvântul mediocru. Zombie a fost, am ajuns la zero. Da, nu, dar vă spuneți, da? Zombie, noi ne aflăm la zona mediocră. Bine, da. Noi acum ne aflăm la zona mediocră. Zic că acolo suntem, da. Acolo suntem. Noi suntem vorba bancului, nu? Domne, mediocri și zombie, că dacă am fi doar mediocri... Nu, mai suntem mediocri și noi am permis acestor indivizi, cum este și Iohannis de la Cotroceni, noi am permis această mediocritate. Eu țin minte un singur lucru. Păi am permis. Am permis și noi ca părinți, și am să vă spun un singur lucru. Eu am spus-o la un moment dat la moment de nervi și nu mi-a părut rău. Și multe spun la momente de nervi și le-am spus copiilor mei de care mi-a părut rău. Dar acest adevăr nu mi-a părut rău. Și am spus, băi, voi n-ați citit toată viața voastră până atunci, nu erau foarte mari, nu erau maturi, cât am citit eu până în clasa a doua. Noi i-am lăsat. Pentru că le-am spus, vai, profesorule, dă prea mult de muncă.
Da, și nouă ne dădea. Și care era problema? Noi nu aveam căldură și apă caldă. Da? Și care a fost? Și problema? Nici desene animate. Și nici desene animate, da? Și nici, da. Și nici MTV. Și nici mai știu eu ce, da? Care era problema? Că în spatele școlii era poarta deschisă, acum toate sunt închise. Și între două bare care țineau loc de... Și eram în curtea școlii. În curtea, dar eram cu toții. Și știam cine era bunul și cine era răul. Și portarul în general era cel mai leneș, dacă mai ții minte când se făceau echipele ad hoc. Portarul era el mai gras și cel mai leneș, că la oricum nu fugea de-l încolo. Deci, fără discriminări bazate pe greutate. Ca la mine, așa. Deci, ideea fundamentală, noi i-am lăsat. Noi am, într-o societate normală... Bine că ați venit de acasă, e adevărat, noi i-am lăsat. Noi i-am lăsat și Occidentul i-a lăsat. Dumneavoastră știți că astăzi, în Occident, marile școli creatoare de civilizație, cum e Cambridge-ul, e Harvard-ul, cum sunt toate astea, da. Unde nu intrai, domnule. Dumneavoastră știi că până în 1960, când s-au schimbat, e adevărat, că treiau reforme, unul din examenele care te scotea din concurs, te dădea la o parte, eliminatorii din concursul de acceptare la Cambridge era desenul de mână. Dacă nu știai să desenezi, n-aveai ce căuta la Cambridge. Bine, la Harvard acum trebuie să fii de o anumită... De o anumită sexualitate, de o anumită culoare, de o anumită religie. Și ca de un anumit analfabetism. Un anumit analfabetism. Cum a fost asta șefa de la... Exact. Deci, da, această societate zombie pe care noi am creat-o și este în Occident a început prin anii 50-60, la noi a început după 90, că pe noi ne-a apucat occidentalizarea după ce ne-am împușcat șeful de stat în cap. Dacă nu l-am împușcat, domnule, Gelu Voican cu Stănculescu. Apropo, l-am văzut astă seară. Am fost acolo și cu Boieru. Așa, ziceți. Spune mai departe, da. În starea de zombie, spuneam și mai devreme, dar recitesc, oamenii nu mai merg la liturghie, dar totuși își botează copiii, da. Dispariția botezului este evidentă astăzi. Da, copiii nu se mai botează. Stadiu zero atins. Apropo, mie îmi place că merg în Occident și merg în restaurante, baruri, în biserici. Oricum mă închin când intru, că nu știu câte, în funcție de câte sticle de vin roșu beau, dacă... Nu, da, știi că eu adică am dacă avut... mă ajută să mai și ies. Marius, dar că eu am avut o discuție halucinantă cu un clănțău de ăsta pro-occidental din România, un pupător de clanțe occidentaliste din România, așa. Un politic de altfel, care să jura că bisericile în Occident s-au transformat în, în barul. Nu, stai să glibe. Și la masa respectivă era de Crăciun, cu ultima dată de Crăciun. Păi, și nu ați luat Crăciunul cu cine? Așa, păi ce să fac, că nu eram eu gazda. Luați masa de Crăciun. Așa, că nu eram eu gazda, eram invitat. Vă ridicați și plecați. Și tovarășure, nu, că erau sarmalele bune, ce pierdeu sarmale. Eu te pentru un pupător de clanțe occidentale pierdeam o bunătate de sarmale. Vai, corect, Marius, foarte bine. Vai, Marius, tu că vai, vai. Așa. Dacă era și un lebăr și... Așa, erau de toate, nu, era masă de aia de vărăciune. Da. Așa. Și la un moment dat la masă se enervează o doamnă, profesor universitar, care gura nu-i se deschide. Deci o femeie de o finețe și de o, o profesor universitar. S-a enervat, s-a dus doar pe YouTube și le-a băgat în lui ăla între sarmale. Ce și bine a zis, că avem YouTube, e bun. Bă, frățioare, ia uite-te aici. Și ce a zis? Nu, și pupătorul de clanțe occidental, românul, că de-aia mă enervează, că trădarea, să știți, domnule, că nu-i manocident. Crede cineva că noi nu suntem... Așa. Adică suntem atât, nu, noi suntem pupători de clanțe, eu nu pup clanțele. Că nu suntem pro-occidentali. Nu. A fi pro-occidental înseamnă a critica ce e rău în Occident. E adevărat. Pupătorii de clanțe occidentali nu sunt pro-occidentali. Dacă mâine rușii, Doamne ferește... Ceaușescu a fost cel mai tare pro-occidental. Cel mai tare. Pentru că era, dădea din când în când, exact. Alea cum se drogau aici la New York. Și ce îmi spune politicianul? A, zice, nu, zice... Era politician ăsta? Da, domnule, politician român, pupător de clanțe pe la Bruxelles. Nu spun că era ceva sinistru, băiatul. Așa. Și, păi și nu l-ați dat cu capul de masă? Băi, l-am dat, nu că îmi stricai sarmale și lebărul, măi... L-a figurat. Măi, ce să fie, l-am făcut... Împrăștea muștarul în toată încăperea. Și stricam omului masa, de zi, toată sfrageria. Dacă avea și, spuneți, aia de argint... A, nu, avea argintăria scoasă, nu, că avea boierii. Da. Nu, adică eu eram boierul, nu pupătorul de... Bun, domnule, și ce a zis la momentul? Și ăla la un moment dat, când, deci această profesoară, repet, de o finețe uluitoare, care nu scosese o vorbă, și zice, a, doamna profesoară, zice, vă spune asta, sunt falsuri. A, YouTube-urile erau fake-uri. Fake-uri. Păi totul e fake când vine adică, de... Când adică, la un moment, și bineînțeles că masa l-a lăsat, da. Săraca doamna politicianului, femeie foarte normală, medic, de trade, cum se spune în engleză,
Așa, la un moment dat s-a mutat de lângă el, că nu-i mai băga nimeni în seama. Adică la un moment dat, băi, când vorbești cu un fraier, era și în fața mea nefericitul ăla. Și la un moment dat am început stânga-dreapta să vorbești, vorbeam și peste două capete și dă vinul. Și la un moment dat, știi ce s-a întâmplat? Să nu, da, a fost o chestie, o mișcare mor, brauniană. Mor aici, jur că mor. Zău, știi ce s-a întâmplat? Am început să nu sticle din fața lui și dă-le bă încoace, dă-le. Că și asta-s fake-uri, dacă nu e. Adică, da, spuneți-mi, nu vreau să, da, nu-i atac la persoană, da. Era gras. Ăsta, pupătorul de clanță? Da! Era bine era, făcut! Era gras, era bine făcut. Era bine. Asta făcut. Mi-aduce aminte un prieten care îmi povestea tot la fel. Era la o masă, băi, și discutau oamenii foarte relaxați, era tot așa de pas sau ceva, și era unul, băi, dar nu e, că nu, că din principiu nu știu ce. L-au lăsat odată. L-au lăsat... de două ori, de trei ori. Discutau, da, oamenii erau foarte relaxați. Da, și eu eram foarte relaxat. Era o masă, cum să zic, o serb... La o sărbătoare, ăla n-a apucat să-i spui ceva, eu din principiu nu știu ce. Și ăsta prietenul meu a zis la mine, auzi, bă, știi ceva, să ai nură, ești prea gras, mă, tu, ca să ai principii. S-a părut genial, așa și cu genial, ăsta. Genial, da. Ești prea gras ca să ai principii.